Situație critică în comuna Drăguțești, unde sute de porci au murit din cauza pestei. În localitatea de lângă Târgu Jiu și în alte câteva comune, de la începutul lunii iunie au fost confirmate 58 de focare de pestă porcină africană și alte 20 sunt în curs de confirmare. Noi, la nivelul județului Gorj, cu evoluția atât de rapidă și de fulgerătoare, nu ne-am confruntat până acum, din toate studiile care le-am parcurs, se spune că s-ar transmite prin insecte hematofage, prin ăsta, rezervorul ar fi mistrețul, ceea ce și eu înclin să cred că este, dar vă dau un singur exemplu. Avem un focar pozitiv la mistreț pe Turcinești, dar nu avem niciun focar de peste la gospodărie, la gospodăriile populației. Avem focarul principal de unde a pornit la Drăguțești, un mistreț mort în agonie și de acolo parcă am dat cu racheta de la răspândit peste tot. Șeful DSV susține că virusul pestei porcine vine de la mistreți și este dus în gospodării de oameni. Mulți proprietari și-au tăiat porcii când au văzut primele semne de boală. Dar eu, din experiența mea de aproape 4 decenii, zic că elementul numărul 1 de răspândire și difuzare a bolii este omul. Și în primul rând proprietarul care pleacă, vine, are vizitatorii, are musafiri și în final răspândește boala, îl vede un pic că nu mănâncă porcul, sacrifică, îl pune la ladă și cred că rezultatul acestei explozii de infectări este sacrificările care s-au făcut în urmă cu aproape un an de zile. Toți care s-au speriat, am fost chemat la București și mi-au spus șefii, domnului director, ce se întâmplă la dumneata acolo. Am înțeles că în Gorj a venit Crăciunul. Primarul comunei Drăguțești, Ion Dumitru Popescu, spune că în satele localității de lângă Târgu Jiu, virusul a făcut sute de victime în rândul porcilor. Încercăm împreună cu domnii doctori de la DSV să oprim cât de cât acest focar. Să știți că nu a avansat foarte repede comuna Drăguțești, mai avem doar câteva cazuri în satul Văleni astăzi, dar în rest nu mai are amploarea de acum 2-3 săptămâni când s-au pierdut sute de capete de porci. Focare de pestă sunt și în alte localități ale județului, însă nu de amploarea celor din Drăguțești.